singur. A început cu tine perioada asta grea, da, cu acel scandal absolut oribil. Absolut oribil. Vrei să vorbim despre asta? Cred că nu ne-am mai văzut de mult. Și, ok, vorbim, nicio problemă. Știu că te-a afectat. Din acest motiv am și spus că mă bucur că te găsesc vesel, dar atunci dezamăgirea era foarte mare. Era toată lumea la început de pandemie și multă răutate se spunea atunci. Nu că ar fi scăzut nivelul de răutate de acum, da? Dar te-au dezamăgit apropiați. Sau, mă rog, oameni care, da, pe care îi credeai apropiat. Da, da. Neașteptat sau... Nu, chiar neașteptat de la un om de presă pe care îl credeam prietenul meu și îl credeam un om cu coloană vertebrală și un om de încredere... cu care, efectiv, am trăit niște momente extraordinare, plecând cu domnul Marius Vizer în toată lumea. Da, e vorba de Cosmin. Cosmin Gușă, da. Am mers împreună la campionate mondiale, la olimpiade de judo, împreună, la San Petersburg, unde am petrecut clipe extraordinare. Și la, adică nu vă puteați înțelege. Pentru mine nu mai este. Nu mai este. Pentru că a pierdut în fața mea foarte multe puncte. Nu știu dacă avea el nevoie de la mine niște puncte. Cred că n-are nevoie de la nimeni. Pentru că nu sunt singurul cu care a greșit. Cred că nici nu prea mai are. Ai idee ce l-a mânat în lupta asta? Nu știu. El m-a sunat când eu am avut intervenția aceea, să spune, nefericită, pentru că am vrut să arăt oamenilor, de fapt, că nu e chiar atât de rău și că nu sunt într-un pericol. Dar nu mi-am dat seama că e atât de perfidă boala aceasta. Eram deja internat, deja eram infectat, aveam într-adevăr respirația destul de anevoioasă, nu mi-am dat seama că plămânii mei erau afectați 50%, deja se instalase pneumonia interstițial medie, pentru că populară se mai spune duplă pneumonie, dar nu există acest termen medical. Da. Nu există. Și am avut norocul de a încăpea pe mâna unor medici extraordinari. La Balci, nu? La Institutul Balci, da. Chiar culmea lângă salonul care a ars, am unul dintre ele. Deci eu am fost internat acolo. Unde am avut o îngrijire extraordinară și mulțumesc doamnei doctor Livia Hara. Culmea, nu mai văzut de 50 de ani, n-am știut că ea este, avea masca aceea, era îmbrăcat în combinezonul acela și a venit să mă vadă. Marcel, știi cine sunt eu? Mi-a zis dânsa și am spus, nu știu cine sunteți. Marcel, eu sunt fosta ta colegă de bancă, știi că noi luam primul coroniță la liceu la școala de muzică mereu, eu la pian și tu la violoncel și eu sunt fata aceea cu ochelari, Livia Tudosescu, acum mă numesc Hara și mi-au dat lacrimile. Deci dânsa nu o să stea acolo 8 ore, deci stătea câte 10 ore sau 12 ore, în plus câte 4 ore cu mine. Să-mi ridice moralul, să fie alături de mine, pentru că eram bombardat din afară de media. Efectiv, am linșat. Din cauza lui Gușă. Mă sună Gușă după 2 zile. Eu am avut intervenția nefericită. Țin că am început să cânt acolo, să arăt eu când la Gâdea, dacă vă mergeți. Da. Și am zis, domnule, nu cred că e nimic serios. Iar lumea a perceput-o ca și cum mă prefac. Gușă mă sună după 2 zile, deja primisem al doilea rezultat pozitiv la testul COVID, iar după aceea mă sună, el a fost singurul care eu i-am spus. Adică din respect, n-am răspuns nimănui, pentru că deja începuse să mă simt destul de rău, cam după 3 zile, și expectoram sânge. Iertați-mă că spun asta. Nu. Domnule, am trimis până și poza cu expectorațiile mele, cu sângerând. Atât de multă încredere am avut în el. I-am trimis și 2 buletine, n-aveam voie să fac asta, cu rezultatele, pentru că sunt lucruri care nu se arată, da? Da, normal. Cu rezultatul pozitiv COVID, seara apare la televiziune și spune Marcel Pavel nu are nimic. E sănătos. Tu n-am vorbit eu cu el. Da, absolut. Și de atunci am început furtuna. A început Ciutacu, pe care l-am considerat din nou un amic și un om cu coloană vertebrală. Culmea că și el s-a îmbolnăvit acum 6 luni și am văzut că și acum are repercuții, că abia vorbește. El nu credea deloc în treaba aceasta. Iar eu eram linșat în timp ce eram aproape să mor și stăteam cu masca de oxigen 24 din 24 de ore și cu un tratament foarte agresiv cu 3 antibiotice intravenos. Deci eram găurit peste tot. Apoi anticoagulante, a făcut vreo 70 la nivelul buricului aici. Da, subcutanat. Și eram linșat de către o parte a țării. Deci manipulată de către domnul Gușă și de acolo au pornit... o avalanșă și la domnul Tucă, domnul, nu știu să-l numesc, un senior al presei libere, Cristoiu, exact, nu m-am așteptat să spună domnului, dă telefon, pe subiectul acesta vorbea cu Tucă, foarte înverșunat așa, bineînțeles neîncrezător în ceea ce mi s-a întâmplat, și atunci hai să sunăm pe un tip de la Balș și sunăm pe purtătorul de cuvânt, pe domnul Marinescu, care îl consideră un om extraordinar. Îl sună și spune, ia zi măi, Nea Marinescu, ceva de genul ăsta, adică
un apelativ din ăsta așa, ca la țară, rural, suburban. Nea Pavel ăsta a avut, adică era așa într-o zonă foarte derizorie, da? Considerare. Da, derizorie. Practic. Nea Pavel ăsta chiar a avut COVID, domne, adică râzând așa. Și domnul Marinescu a vorbit foarte, foarte serios. Domnule dragă, domnul Marcel Pavel a fost pacientul nostru cu diagnostic COVID-19, cu diagnostic de pneumonie interstițial medie. Formă gravă. O formă destul de gravă, grea. Da. Ați explicat că am stat cu mască de oxigen 24-24, a necesitat acest lucru. După aceea au schimbat acest subiect ca și cum s-ar întâmpla nimic. După ce m-au terfelit, iar pe Facebook nu vă zic că l-am și închis. Deci, domnule, n-am știut că unii dintre românii noștri, pe care îi iubesc, oricum îi iubesc, și nu știu dacă pot să vă spun, oameni buni, înlocuiți răutatea asta cu miere, nu știu, sufletul ăsta, faceți ceva să ne unim, tocmai acum trebuie să fim uniți, să fim buni. Răutatea, oricum avem în seminția noastră, dar de ce așa? De ce eu n-aveam dreptul să mă îmbolnăvesc cu toate că nu-mi doream? Iar Gușa a mai făcut o greșeală la o tipă, la alt post de televiziune, la Rifai, nu știu, da? Și prietenul meu, Marcel Pavel, deci mă consider prieten și acum, este în șeală. Da, spune că el a avut contract, a semnat contract ca să se îmbolnăvească. Domnul, e absurd. Păi cred că de aici a și pornit toată chestia aia cu oamenii publici care se îmbolnăveau pe bune și toți scriau, ai luat bani, ai luat bani, Marcel a avut, da, Marcel a avut ghinionul să fie printre primii. Da, chiar primul, da. Era un nivel de neîncredere, pentru că între timp medicii spuneau săracii, o să treacă timpul, o să aveți fiecare dintre voi persoane dragi care să prăpădesc sau care trec prin forme grave și o să începeți să credeți, fără să vă mai fie nevoie să vă presăm, noi o să credeți că asta se va întâmpla. Și iată că acum, la un an, toți avem cel puțin din nefericire, care s-a curățat. Trei oameni ai lăutăriei tradiționale de mare valoare s-au dus într-o săptămână. La stele într-o săptămână. Și nu numai aceasta. Tâmpiți-ți de părere acum că oamenii au luat bani ca să moară? Păi, normal că au contract? De ce nu apare domnul Gușa să spună asta? Ciutacu s-a îmbolnăvit. Oare Ciutacu o fi luat bani să se îmbolnăvească? Nu cred. N-am vrut să-i dau o judecată, pentru că aș fi câștigat cu siguranță. Eu sunt prieten bun, pot să spun, și cu Victor, și cu Cosmin. La Cosmin a fost total neașteptată reacția, pentru că nu e genul de om. Dar nu e ăsta genul de om. Nu se aruncă. Îl știu foarte bine. Poate a devenit acum. Păi și eu știu foarte bine. Da, nu știu ce să zic. De asta spun că m-a surprins. Pentru că de acolo s-a rostogolit tot. S-a greșit cu oameni mai mari decât noi. Chiar am spus anterior. Da. Da? Cu cine? Deci a greșit. Așa că nu mă miră. Îmi pare foarte rău. Iar Victor e un tip direct. Nu vreau să intru cu tine niciodată în dialog. Vorbesc cu el acum. Dar îmi pare foarte rău că atât de rău m-ai dezamăgit și n-ai fost alături de mine atunci când mi-a fost greu. Și m-ai făcut țăndări. Dar tu nu ai să dau un judecată și câștigam. Dacă mai continui să dau un judecată și o să plătești bani foarte mult, să spun de acum. Și așa am să fac. Nu-l mai dai judecată, nu? Ba da. Vrei să-l dai în continuare? Da. Nu mai bine vă împăcați, că e... Eu cu el nu o să mă pac niciodată, pentru că nu e un om de încredere. Nu, mă, și în primul rând, ce a făcut? A făcut un rău poporului român. De ce? Pentru că este un factor de opinie, Cosmin Gușa, nu așa e considerat, nu? Da, e un vector de imagine. Dacă tu spui oamenilor să nu aibă încredere în boala asta, să nu se ferească, să aibă grijă. Tu spui că Marcel Pavel a luat bani ca să... Aduți aminte ce spunea profesorul Trăinu Cercel, care este recunoscut la nivel... Dar cum spunea la început, e un punct pe harta Chinei, puțin probabil. Adică mulți au făcut, dar ar trebui să aibă, Cosmin, de exemplu, să aibă bărbăția și eu cred că ar putea să facă treaba asta. Să te sune să zică, băi, Marcel, iartă-mă, frate, n-a făcut-o, oricum l-am blocat și nu vreau să mai vorbesc. Ah, ok. Și nu vreau să mai vorbesc cu el, nu merită, pentru mine e jos de tot, nu. Ca să închid aici, că n-are sens să mai continuăm pe această temă. Totuși, îmi doresc din toată inima să dispară această nenorocire care s-a putut asupra noastră și să dăm drumul la viață. Dumnezeu ne-a dat o pauză sau diavolul, abar n-am cine ne-a dat pauza aceasta, dar totuși oamenii sunt atât de răi și nu înțeleg. Poate în seminția noastră să nu existe unire. Ne-au dezbinat definitiv. Acum suntem două tabere sau șapte tabere. Dar nu vezi că asta se întâmplă pe toată planeta? Adică păi, da, dar e un fenomen ciudat. Tocmai acum trebuie să avem spiritul tocmai acesta. Pentru că e o presiune și la nivel psihic, pe fiecare individ în parte. Cine spune că nu? Dar fiecare trebuie o duce cum poate, știi? Dar trebuie să apelăm la echilibru mental. Frica de moarte mental te face să acționezi irațional. Da, nu, iar la noi și când era planeta sănătoasă, noi aveam răutăți. Iertați-vă, adică... de ce nu am, că am trecut prin chestia de ce nu am avut reacția asta? Corect.
E adevărat. Asta spun, că fie, ține de... care n-au avut ține de ceilalți colegii mei și ei au fost plătiți cu ghilimele de rigoare. 100.000 de fiecare și-a luat. Adică am început cu Iacob, cu Cristi Iacob, cu Zala Barabancea. Acum la un an diferență, Andrei, distanță, cu, foarte mult. Cu Andrei Ștefan, cu Andrei Ștefănescu, cu copiii lui. Deci toată lumea a luat bani. Deci cei care s-au omolovit au luat bani. După ce mi-au spus mie, m-au făcut pe mine varză în media și așa mai departe, că am spus că am COVID, după două săptămâni apare SK și știri despre ea. Că ea, de ce n-a spus? Da. Fraților, ține bunii cu toții. Fraților, fiți mai echilibrați mental, puțin. Deci tu consideri că greșeala, mă rog, în ghilimele, greșeala ta a fost că te-ai apucat să cânți atunci să le arăți oamenilor că ești ok. Consider greșeala, nu greșeala, dat, adică în ghilimele. Bă, și asta le-a spulberat, Da, probabil că încrederea în persoana mea, efectiv. Da. Și eu cum iubesc publicul și iubesc din suflet și dacă am avut ieșirea aceea, eu încerc iertare, că n-am făcut-o cu rea intenție, am făcut-o din contră să încurajez. Pentru că eu am spiritul acesta de, nu știu, de unitate, de... Eu mă iubesc pe cel de aproape. Da, dar, nu rezon nimic cu ură. Dar să te transform în animal așa să... Te-ai vaccinat? Încă nu, cred că după Paște o să fac asta. Ți-ai făcut testul de anticorpi? Să da, am încă. Mai ai? Da. Era o formă gravă. Păi da, dar el a fost la început, a fost în martie. Chiar dacă în iunie, am fost. A, în iunie ai fost. S-ar putea să... Da, în iulie, de fapt, s-a terminat. Dar sunt ok, am făcut testul, am anticorpi, dar vreau să fac, trebuie să fac, că n-avem un control. Toate că, să vă spun sincer, am puțină teamă de reacțiile adverse. Pentru că eu sunt predispus la tromboze și așa mai departe, în special de atunci, de la tratamentul acela agresiv, oricum am avut și probleme cu tensiunea, că am ieșit din spital cu tensiunea 19 și acum iau medicație zilnică. Da, din cauza faptului că eu nu prea aveam treabă. Da, eu sunt tip vivac, așa, gen sportiv, nu... Acum mai e subțire puțin. Sau oxigenul îi pune presiune și pe restul. Sunt 62 de ani totuși, am împlinit 62 de ani. Mulțumesc, dar, la fel. Da. Arăți de 35. Mulțumesc, 35 de pensie. Mă rog, un an, iată, plin de evenimente grele pentru tine și da, mai ales lipsa aceasta oricărui tip de eveniment care te-ar mai fi putut scoate din stare. Adică te-ai mai fi putut încărca puțin dacă mai... Da, energetic, da, dar din punct de vedere, hai să spunem, activității artistice... Doar mă uit acum, doar la Te Cunosc de Undeva, poate. Ah, bravo, uite! Asta a fost singura... Mă bucur că mi-a adus aminte. Da. Bravo! Fabuloasă prezență, mi-a plăcut enorm. Da? Da? Da, bine, da, măi, eu n-am un talent actoricesc extraordinar, dar mă transfer că cei din juriu nu vreau să dau nume, dacă îi luam la întrebări așa mai... aplicate. Nu cred că era cazul, că ne pricepem la partea asta. La muzică mă mai pricep și eu. Da, acolo nu e vorba neapărat despre tehnică, ci dar dacă îți spune lumea cum să cânți, că vezi că n-ai... Nu trebuie să te iei prea în serios, e un show. Dacă îți spune cineva că vezi că n-ai emis bine sunetul, deja mă enervez. Da. Păi atunci vine auzi, vrei să spun ceva? S-ar putea să nu emiți bine sunetul imitând, încercând să emiți pe unul perfect. Tu trebuie să rămâi tu. Nu poți să spui. Da. Nu poți să spui. Domnule, nu te-ai apropiat de persoană. Exact. Că e greu, poate. Da. Nu te-ai apropiat de timbrul vocal al celui. Asta da. Și am spus, domnule, nici nu prea vreau eu, pentru că îmi distrug ceea ce am construit 50 de ani. Da. O fac mai mult așa de show să fie funny, dar... Dacă îmi spui de emisia sunetului că n-am cântat corect, aici avem o întrebare și după aceea spun întrebări din ce tonalitate am cântat, câte modulații a avut piesa, care au fost ultimele 5 note pe care le-am emis. Și devenea emis, în loc de emisiune de divertisment, devenea una. O să spune, păi stați puțin, că păi, tehnică atunci, vocală. Nu trebuie decât să ai respect aici, nu trebuie să încep o critică din asta. Te-ai luat prea serios, probabil. Lumea percepe altcumva. Înainte cu o gală, păi doamna e specialistă, doamna Cutare. Domnul Cutare e specialist. Pavel știe și nu prea le știe. Păi stați bă așa. Lumea așa percepe. Mai ai tu ceva de demonstrat acum. Instituția juriului în România. Asta zic, dar nu, totuși e un show. Nu, dar bine să dai, mie dram, sunt dragi, mai luam cu ei. Și eu și Monica ne făceam crecetăm. Cred că o făceau și special. E haios, dar bineînțeles. A fost haios. Și iubesc pe toți în această măsură. O să fac o emisiune cu casting pentru juriu în care alții jurizează cât de bună e fica juriu. Bravo, iubitore, bună. Tare de tot asta, jur. Înalt jurat. Dar în guvernul se poate face asta și cu guvernul. Ar fi mișto. Marea curte a juriului, a jurului guvernului. Da. Tu, practic, fiind, mă rog, am zis eu că a fost o oază așa de,
de speranță în perioada asta, dar practic tu acolo te-ai... Acolo m-am îmbolnăvit, da. Dar n-a fost vina nimănui, am fost un șoc termic, erau 42 de grade acolo, am fost în camera de relaxare unde erau 17. Cineva a avut COVID dintre noi și ne-a dat la toți. Ba da, să știe. A, să știe? Ozana? Nu, vreau nu că n-are ea săra ca în ce vine, dar nu, da, eu te întreb dacă s-a făcut ancheta epidemiologică. Da, la DSP-ul, da, acolo poți să afli, dar eu nu pot să dau, nu mă dau în... Așa a circulat pe atunci, Ozana s-ar fi întâlnit cu un preot sau ceva din ăla, dacă mai mi-aduc eu bine aminte. Polițist sau ceva, nu știu. Polițist, polițist, da. Polițist, da. Dar nu știu dacă dânsa sau nu contează, nu, n-are... N-are ea, dar n-are nicio vină. Nu dai vina pe un om. N-are nimeni nicio vină. Da. Lucrul important este că pentru mine a fost o experiență extraordinară acest concurs sau această emisiune. Am întâlnit te-ai colegi mai duce? Pe care i-am, da, de ce nu? Am descoperit colegi, dar nu prea des, adică nu, așa mai rar. Am descoperit colegi cu comportament extraordinar, a fost o unitate extraordinară între noi. Mai așa și cu tu neghin așa printre, dar bă, da, special ăștia mai tineri muncă, așa. Mai dar ăștia mai tineri sunt mai obrăznicuți așa și uită, mă rog, de vârstă, de valoare a unui om. Asta e, dar acolo nu mai contează. Dar atmosfera a fost extraordinară. Trupa de acompaniment extraordinară. Da, da. Tot, absolut tot. Și da, mi-a făcut mare plăcere să fiu. Și a fost o gură de oxigen pentru mine să fiu alături de acești dragi colegi. Proiect nou acum când nu s-a terminat pandemia. Da, încercam de noi să citim. O știi? Adică presupun da, că da, da, eu m-am văzut că mi-duc mintorcu. Mi-duc mintorcu, așa. Da, nu, deci e real. Deci e adevărat? Da, da, poți să vină băieții și vă zic. Mi-duc mintorcu, da. Deci, fiată-mșată, zâna mea de tisi. Și? Ce înseamnă? Fiată-mșată, fată frumoasă, așa cum a spune, zâna din poveste, sau zâna mea. Fata mea frumoasă, zâna din poveste. Ok, cu trupa Macedonia, nu? Trupa Macedonia, solist... Tu ești apropiat cumva de Macedon, nu? Păi cum să nu? Păi nașul, nu știi că este Macedon. Nicu e Macedon, nu? Bineînțeles, și mulțumesc din suflet pentru tot ce a făcut pentru mine. Acel om are mare însemnătate pentru cariera mea și a avut și va avea... La mine, în cel puțin... V-ați văzut mea, în pandemia ta? N-ați putut, nu? Nu, nu, nu. Vorbim la telefon, ne dăm mesaje și mulțumesc. El tot pe iact? Tot pe iact? Acum cred că deja se retrage spre iact, că până acum a fost pe schiuri. Am înțeles. Dacă este ce viață grea are și o parte stă în Austria, o parte a timpului, iar vara... Da, 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 normal. Nasol, știu. Greu, greu, mă, greu, greu. Viața e greu. A făcut, da. Viața e greu, nu toți poate, știi cum poate că e mulți. Da, da. Da, le mulțumesc foarte mult acestor dragi prieteni și colegi de la Macedonia. Îi mulțumesc domnului Estelian Arău. Care tu te-ai dus spre ei sau ei au venit spre tine? Cred că n-a fost nevoie de... Este deja o simbioză. Ne cunoaștem de 25 de ani și n-a fost nevoie de vreo intervenție din partea cuiva. Ne-am sunat așa, bă, ce bă, am scris o piesă. De fapt, piesa la origine este pop. Uh-huh. Da? Se numește Zâna mea frumoasă din povești. Da? Chiar așa se numește. Da. Și am, eu un fel de pleonasm. Și am zis, domnule, ia să o transformăm în macedonesc. O să cânt balada într-o seară și la dintr-o noapte, când mă mai chem tu peste 2-3 ani. Cânte, ce mă, mâine, dacă vrei, vină mâine. La să nu călcați pe acea alvor, aveți grijă mare, pe trunghiul acela n-aveți voie. Da. Așa, să trec în față, da? Mai avem vreo 2 minute. Ah, bun, da. Steriana Rău a scris textul și mulțumesc foarte mult. A scris și în română, la piesa pop, dar a transformat în textul în macedonește. Cum sună mai bine? Păi, varianta place... originală sau macedonă? În ambele variante sună foarte bine. Pentru că am orchestrație nouă la baladă, baladă rock, unde chitarist excepțional cântă. Patoi, Nicu Patoi, da, știi da, foarte da, bine. Da, da. Andrei Tudor a orchestrat, violoncelistul Alexandru Duțulescu, Cezar Cazanoi, flaut, a mixat Andrei Chereștei. O mulțime de oameni pe proiectul ăsta, da. Da, de ce nu? Totul costă. Și în condițiile acestea când... Dacă vrei să mă asculți, ați adunat, poate faci un album. Nu? Știi că am o vârmă, nu mai cheltuie, că dacă vrei să mă asculți, faci cum vrei. Da. Da.